Kim Jong-un, Putin, Biden și Iohannis decid să-și testeze armatele, să vadă cine are cei mai bravi soldați. Începe Biden. Armată, drepți! Într-o secundă erau toți aliniați perfect și dădeau onorul. Biden ia o baionetă, o înfige în mâna unui soldat și apoi îl întreabă. Te doare, soldat? Nu, domnule. De ce? Sunt pușcaș marin al Statelor Unite și nu știu ce e durerea. Apoi apare Putin. Armată, drepți! Într-o secundă și soldații ruși erau aliniați perfect. Putin ia și el o baionetă, o înfige burta unui soldat și îl întreabă. Te doare, soldat? Niet, suca! De ce nu te doare, soldat? Sunt soldat al armatei roșii și noi nu simțim durerea. Vine rândul lui Kim Jong-un. Armată, drepți! Într-o secundă erau toți aliniați perfect. Kim ia o baionetă, o înfige în capul unui soldat și apoi îl întreabă. Te doare, soldat? Nu, atotputernicule. De ce? Pentru că sunt soldat al Coreei de Nord și nu ni se permite să ne plângem de durere. Apare și Klaus Iohannis. Armată, drepți! Un biban ia repede o cretă, trage o dungă și se aliniază soldații cât de cât la linie. Soldații români, vai de ei, grași, fără echipament, nepregătiți. Iohannis ia o baionetă, o înfige în piciorul unui soldat și îl întreabă. Te doare, soldat? Nu, să trăiți! De ce, soldat? Fiindcă sunt soldat al armatei române și port 41 la picior, dar din lipsă de echipament mi s-au dat bocanci mărimea 44.